Salutare oameni, și am găsit la un nou video pe canal. De data asta am avut chef să joc Friday the 14 Master Volume Music. Voice volume off. Și cam atâta, nu? Zic eu. Cancel, apply, yes. Bun, și ne-a găsit match. Sunt ready. Ce random, 1:24. Deci la avem pe Tommy Jarvis, lol. The Creature, Sander, Inmator, Papi Pizza și Tero. Lol. Nu știu de ce insistă ăla cu harta aia, dar... A, cum ar fi ca harta aia care o vrea să pice la random? Ar fi o șansă. Bun. N-am mai jucat de mult timp. Hai să mai fac și un match pe jucărețul ăsta. Mă distram câteodată la el, sincer. Începusem să fiu și eu mai atras de el când am înțeles cum poți să eviți fiecare Jason în parte și cum poți să fugi de el și ce poți să faci. Dar problema e mereu, dacă face full focus pe tine, nu prea ai cum să scapi. Dacă nu face full focus și se răzgândește des, șansele sunt foarte mari să moară și el chiar. Lol, ce frumos a cerut ăla. Da, Creature cred că e AFK, pur și simplu a dat și ura și la gară. Singura chestie care uram la jocul ăsta, în momentul în care intră aici, dacă ei nu sunt Jason, ies din match. E o chestie asta, dacă eram developer jocului, penalizam playerul cu să nu poată să joace o oră jumate. Minim. Pentru că genul ăsta de atitudine strică experiența. Teribil. Știi, adică, na, nu știu ce să zic. Mi se pare foarte aiurea faptul că dacă nu sunt AJ să nu joacă, știi? Și se întâmplă să intrăm așa și de plină să rămânem 3. Deci am pățit-o. De asta, chestia asta eu sunt de părere că trebuie penalizată cumva, nu trebuie lăsată în pace. Acum, nu. Cine este Jason? Spac! Yes. Ce mișto se vede apa și sânge la mult de acolo. Bun. Încă n-a ieșit nimeni. Încă. Ce să faci? O să intri în casă. O să găsești o armă și o să-l omori pe Jason. Aha. Te-ai gândit la asta? Urăsc chestia asta. Se vede că n-am mai jucat de mult. Vreau să închid geamul. Așa. Să închidem ușa. Să punem trap. Facem puncte măcar. Asta am vrut să fac. Da. Deci am pus trap-ul. Hai să mai căutăm în casă să vedem ce mai găsim. Mai întâi să închidem ușa. Doamne ferește, sperăm că nu vine direct la noi. Ați văzut? Oh, uite, am găsit gaz. Ăsta care n-are nicio folosință pentru mine, că am dat volum mai în celălalt joc. Dezastru. Dezastru, am înțeles. Deci o să luăm frumos benzina și o să mergem în casa de alături. N-am harta încă corect. O să merg în casa de alături, poate găsim o hartă, kill, cuțit, ceva. Să fie acolo. Au ieșit doi deja. Ia, uite că trebuie să țin apăsat pe aici, mă scoate din serie de chestia asta. Venit aici, a? Super.
Duceți, mă. De ce ești plin de sânge? Ce vrei, să mă prins prin ușă? Da, nu ești prea inteligentă. Bravo. Demet, m-a prins cu cuțitul. Da, și când faci chestia asta, el nu poate să te prindă. Da, aia făceam așa. Da, îi s-au de vocea lor. Ah, m-a prins. Aaaa, ce nasol? Bă, pe asta n-am văzut-o până acum. Da, din păcate n-am, ne-au ieșit doi. N-am ce să zic. Nu, ați văzut și voi, n-am găsit heal, n-am găsit cuțit, am găsit decât arma aia, am reușit toată să scap de la doar, n-am reușit în schimb. O să mai dăm un match, ca să nu fie prea scurt video-ul. Și oricum nu am apucat să fac mare chestie, adică, se pare interesant că avem offline plane acum, putem să jucăm cu boți. Da. Mă, ce pot să zic acum? Checking for session. Dacă nu găsești în primele două case ceva să supraviețuiești, băi, nasol. E nasol, n-ai. Black Mamba. Queen of Nothing. E. Și de obicei am așa o mică regulă. Nu mereu, dar în proporție 99,9%. Așa ceva înseamnă că ai pierdut meci. Sau că nu te ajută, sau că ajută killerul. Nu mai chestiile, niciodată ceva bun. În fine. Royalty aparent e singurul autist care nu vrea să dea go. Nu știm de ce. Deci da kick. Ce bine ar fi să poți dai vault kick, știi? Aia. Hai că părăște meci. Poate găsim și noi măcar spray. Ați văzut că nu era prea inteligent, adică chiar aveam șanse bune dacă aveam un cuțit, dacă aveam un flare, orice. Orice. În fine. Hai să vedem pe cine dă killer-ul și ce șanse avem. Bă, până acum arată bine. Pe cine mai așteaptă? S-a conectat toată lumea. Go! Go, go, go! Și chestia asta că toată mi se pare că durează mult prea mult. Lobby încărcat de joc, waiting din nou, waiting în lobby și așa mai departe. Câteodată mi se pare că durează prea mult toată chestia asta. Adică ajuns să stai undeva la 5 minute ca să intri în match câteodată. Cel mai rapid caz a fost cum am prins noi acum și am stat undeva la 2 minute și a fost bine. Ăsta l-am și eu. Posibil să... Posibil? Da, nu cred. Sau? Da, nu sunt eu. Bun. M-a dat cu tipa. I gotta find the others. De ușa. Să căutăm pe aici, evident că nimic. Perfect, atât îmi doream. Hai, încă două nimicuri. Aaa, mi-a dat ceva cu ce să arunc în Jason. Oricum n-am să fac ăla. Așa. Ce mai avem pe aici? Hei, uite o hartă, încă o chestie inutilă. Am un armat. Cică. Inutil. Hei, uite un spray. Hei, avem măcar un de-asta. Hai să închid și ușa asta. Să căutăm în cealaltă cameră. Aici. Astea două.
Nimic. Nimic. Evident că nimic. Nu știu de ce. Vă aștepta să găsesc ceva, adică pe bun, uite, încă... Am găsit ceile. Avem posibilitatea de a scăpa. Încă un spray. Aș prefera un cuțit, dar fie. Chiar avem șanse de supraviețuire acum, destul de bune. Nimică. Bun, nu pot să-i speci. Dar pe aici pot. Au găsit benzina. Eu sunt aici. N-a ieșit nimeni, slavă Domnului, deci chiar pare să fie ok match-ul ăsta. Pare. Și acum să vedem dacă mai găsim ceva util. Gen bateria n-ar mai trebui în teorie. Cheile le am, benzina aia, trebuie să o ducă decât la mașină. Așa. Nimic interesant. Din nou nimic interesant. Spray am. Cuțit. Nu? Îmi plac cuțitele. Sunt speciale pentru Jason. Și lui îi plac. Nu știu dacă la fel de mult, dar... Câteodată ajung în gâtul lui, câteodată nu. Oricum, e bine să caut eu în casele astea, că văd că încă n-a venit pe mine și sunt cel mai îndepărtat de toată lumea în ce văd eu pe hartă. Încă n-au luat benzina, văd că se unesc ei, ceea ce nu-i rău. O să-i dau cu sprint. Cred că îmi permit. Hai să închidem. Am găsit bateria. Și harta. Da, e aiurea că n-am cover, să zic așa, adică flare-ul ăla m-a ajutat teribil, știi? Mă cam oftic un pic acum. Nu-mi contează. Hai să mergem la mașină. Și să încercăm să... Să o facem. Deci e casa din... asta, din dreapta, ok. Hai că știu care e. Încerc, ce pot să zic. Uite mașina. Pare mai departe pe hartă când te uiști. A ieșit unul. Din păcate. E trap. Acolo, dar aici nu e. Să sperăm că nu ratăm. Aaa, la naiba. Să nu exagerăm acum. Jason here. Hi, bitch. L-am marcat lor. Vreau armă. Ok, I smash. L-a pus să-mi fum pe Jason, ce caterinca. Don't fucking kill me! Mă amuză oamenii ăștia care joacă așa în echipă și mereu îl ba pe Jason. Mi se par... Mi se par comici. Bă, nea? Nu, nu, stai liniștit. Închidem ușa. Închidem și pe asta. Curăț de macete. Nimică. Hai să batem pe Jason. Jason va muri. Împăcat. Am spray. Nu fugi. You like
A leșinat. Hai că aproape i-a căzut masca. Please no! You want some more? Bun. Asta e una din versiunile de joc în care cineva ia bătaie gravă. Trebuie armă. E aici o tigaie. Un dry cooker. Mergem să căutăm armă. Îi lăsăm pe băieți să se scurce acolo. Bătă de baseball, nu vine. Și mai bine, trep. Am pus și trep. Întoarce-te. Hai să luăm băta de baseball din aer. O luăm pe aici frumos. A rupt-o pe genunchi pe colega. Nasol. Bateria în casă. A rămas singur. Oh, nu. Why won't you? You like that asshole? No, salvează-mă. Să stau pe lângă asta care nu mai are. You like that asshole? Da, e păcate, n-ajung să pun acolo, ne-am pus trebuie posibil să murim. Da, încercăm. Surpriză. Da, fuge mult prea greu pentru... N-am ce să fac. M-au abandonat colegii, au văzut că au pierdut și m-a prins. A fost distractiv meciul. Nu știu ce fac ceilalți. Unul e lângă mine, nu face nimica. Mi-am părat rău că am cheile, știi? Aveam și bateria, știam unde sunt toate, știi? Avem un avantaj. Da, n-a fost să fie. Spectate. Asta campează. Bă, m-am uit. Da. Cam asta a fost meciul de azi. Ne-am distrat împreună cu Jason. Sper că v-a plăcut și până data următoare. La revedere. Pa, pa.